Vorbim în aceste momente cu Cleopatra Stratan despre melodia nouă. O melodie, mie îmi place tare, tare mult și chiar și cu colegii din regie ziceam, măi, cât de sentimentală și cât de plăcută sufletului această melodie care se cheamă Vorba de tine. Dacă vine Vorba de tine, te salut, Cleopatra, hai să vedem. A, te vedem, ce bine, salutare! Salut, salut, bună dimineața, mă bucur să fiu aici alături de voi. Și noi ne bucuram tare, tare mult că te-am și prins cumva, chiar dacă ești în mașină, ești în trafic și ești alături și de Edi, da? Hai să-l salutăm și pe Edi în acest moment. Hello, nice. Hello. Salutare, da, uite! Suntem cu treabă în oraș, am venit în București acum câteva zile și am venit să promovez piesa nouă de care ziceam mai devreme. Prima piesă postată pe canalul meu de YouTube. Așa că dați subscribe acolo, abonați-vă la canalul meu ca să primiți notificări de la surprizele ce urmează. Și mă bucur foarte mult de proiectul ăsta. Este prima piesă pe care am lansat-o scrisă și compusă cap-coadă de mine. Cap-coadă de tine? Am mai scris și în alte melodii pe care le-am lansat, dar în coproducție cu alți cineva. Songwriters, da, exact. Dar așa, cap-coadă este primul produs practic lansat și mă bucur tare mult. Cumva vine altfel din suflet, pentru că mi-am pus eu sufletul acolo cu totul. Și mă bucur foarte mult că aud reacții și feedback-uri pozitive din partea oamenilor care ascultă piesa și le place foarte mult și vă mulțumesc. Ai reacții și mai continuă să vină, pentru că la două zile de la lansare am văzut că ai aproape 100.000 deja de views-uri pe YouTube la melodie. Da. Dar s-a mișcat ceva, fiind canal nou. Da. Da, fiind canal nou, e teoretic, zic eu, foarte, foarte bine. Adică e o ascensiune tare, tare bună. Vreau acum să te întreb, pentru că știm noi că scrii tu poezii tocmai de la 9 ani. Acum, de ce e atât de târziu o producție proprie? Da, știi cum, câțiva ani după ce am început să scriu poezii, scriam și piese în paralel, scriam și melodii. Dar piese, hai să zicem, nu neapărat copilăroase, dar foarte simple. Adică ce îmi gândeam mie atunci, la 9 ani, cum gândeam mie atunci. Și am început să scriu câte puțin, câte o strofă, câte două. Făceam și poezii mai lungi. Și pe parcurs, consultându-mă mereu cu tata, am început să mi le perfecționez. Și de fapt am început să scriu piese, hai să zicem, de vreo 3 sau 4 ani. Doar că abia acum probabil că am găsit ocazia și momentul potrivit să le lansez oficial. Așa cum am zis și mai devreme, mi-am mai tot băgat sufletul, nu băgat sufletul, adică mi-am mai tot scris versuri și pe piesele mele și pe piesele altor artiști cu care am mai colaborat, dar majoritatea pieselor nu au fost lansate și mai am câteva scrise cap-coadă de mine care tot o să fie postate pe canalul meu de YouTube în curând. Am promis publicului că canalul ăsta le pun pe toate. Exact, despre asta vreau să te întreb, dar o să te întreb mai pe final așa ce urmează și ce surprize ne mai pregătești, pentru că simt eu că mai ai ceva acolo în sertare despre care va trebui să ne vorbești. Uite, îmi place tare mult, hai să transformăm tăcerea în săruturi pe minut și cum era mai departe și să trecem cu vederea timpul care a trecut. Jumătate de an în urmă a fost compus acesta. Da, și acum hai să ne reamintim ce a fost jumătate de an în urmă, pentru că voi sunteți în ochii presei și cumva, adică nu putem evita acest lucru. E pentru Edi? Edi te-a inspirat? Păi da, bineînțeles. Noi suntem de un an de zile, de un an și câteva luni împreună deja. Și piesa asta am scris-o, cred că atunci când eram în carantină, când eram încă la distanță, la distanța aia destul de mare, să zicem, de câteva luni. Și sigur că stând în casă și simțind, având atât de multe sentimente unul față de altul, n-a putut să nu mă inspire tot ce era între noi. Și sigur că pentru un artist inspirația se transformă în artă. Și din artă a ieșit o melodie și un videoclip la care scrie text Cleopatra Stratan, muzică Cleopatra Stratan, regie Cleopatra Stratan. Conceptul a fost mai mult făcut de mine, ideea, pentru că videoclipul fiind filmat one shot, da, dintr-un singur dublu, regia practic a fost egală cu conceptul și fiind, având foarte puțin timp la dispoziție să-l filmăm, am gândit la cum să arate videoclipul la piesa asta, dar a fost filmat și montat de prietenul meu Alex Ispas din București, cu care am mai colaborat pe videoclipuri și
Mă bucur foarte mult că am lucrat împreună. Hai să vorbim puțin despre planuri 2-3, când ne așteaptă o nouă colaborare și ce urmează? Te muți la București sau foarte curând? Da. Pe plan muzical, am foarte multe proiecte pregătite care abia așteaptă să fie lansate, atât pe canalul Kid Music, cât și pe canalul meu, așa cum am zis mai devreme. Și urmează o colaborare cu Pașa Parfenii, pe care nu am anunțat oficial, hai să zicem, până acum. Am filmat recent videoclipul înainte chiar să vin în București și încă nu știu o dată exactă de lansare, dar cu siguranță o să aflați în curând, imediat ce o să știu să vă zic. Abia așteptăm cu mare, mare drag. Noi vă urăm multă inspirație vouă și dragoste, mă rog, să aveți, că sunteți minunați. Mulțumesc de suflet. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Salutare.